Salutare, un bun! Și mi-am găsit la episodul al 10-lea din Caiete Cioran. A fost o recomandare de la lui Felician, dacă nu mă înșel. Acum câteva zile a lăsat și un comentariu că este doar de Caietele lui Cioran. Și bineînțeles că m-am activat imediat, am început să le răspăiesc și eu. Rămăsesem pe la pagina 300 în ultimul episod. Și Vreau să începem cu... A, ah, înainte de asta, să vă mulțumesc tuturor de ce... de celor de pe Patreon că mă susțineți și faceți ca acest clip să existe și acest canal de YouTube. Astăzi mi-a donat nichi 23 Salut și mulțumesc! Acum să vă uh, citesc cel mai frumos pasaj din acest clip. Aproape cel mai frumos, nu chiar cel mai frumos. Mi-a plăcut mie foarte mult. Foiala. Iată boala mea. Nu pot sta locului. De îndată ce mă opresc, devin nervos. Mă apucă un tremur secret. Dacă rămân acasă, mă plictisesc, Amorțesc. mă trezesc, simt că trăiesc, mă distrez, numai când iau hotărârea să ies, să fiu cu orice preț afară, să uit în mijlocul gloatei. Singur, mă copleșesc regretele, splendoarea defectelor mele, insuportabilă evidență a decăderii mele, prezentă, invadatoare, fascinantă. Din totdeauna în voința mea s-a infiltrat un principiu nociv, o tară congenitală ce a marcat-o și a slăbit-o pentru vecie. Nu pot să vreau decât în afara timpului, iar de îndată ce mă închipu într-o lume în care ar fi suprimate însă condițiile actului, mă simt un Hercule. <laughs> Minunat! Foiala! Iată boala mea! Super, măi! Mi-a plăcut atât de on. Of, of, of. pe fișa mea de asigurare soci, de asigurare socială figurează mențiunea scriitor nesalariat dacă s-ar mai adăuga un ne înainte de scriitor formula ar fi exactă iar situația mea bine și clar definită adică <laughs> nescriitor nesalariat și acum ceva pentru care îl detestăm pe Cioran la etajul de dedesubt locuiesc două femei foarte bătrâne una mă exasperează cu radioul ei, cealaltă, surdă fiind, vorbește foarte tare și îi se răspunde la fel. Sunt, economic vorbind, niște prăpădite. De ani de zile își lungesc agonia, ceea ce mă deprimă la culme. Le uresc pe aceste ploșnițe care, în loc să crape în liniște, își fac simțită prezența de câte ori au prilejul. Dacă ar, fi să că mă, dacă ar fi că mă tărese, aș fi ispitit să limit pe Raskolnikov. Însă chiar și fără să fie, tot mă încearcă astfel de tentații. Iar dacă nu trec la fapte, este pentru că sunt prea lași și prea normal. Nu, ești doar nesimțit aici. Aici, Cioran, nu, asta e, nici măcar nu e doar nesimțit. Este și un nesimțit care îi patează. Cel mai prost fel de nesimțit. Deci după ce că te iei de bătrânele alea, ok, te enervează, dar de ce să le numești ploșnițe? De câtă vulgaritate sufletească dai dovadă făcând asta. Și după ce că ești ultimul om cu ele, mai faci apoi și analogia asta literară pentru domnișoare de pension, că vai, dacă ar fi fost că mă tărease, știi bătrâna că mă tăreasa, din crimă și pedapsă, uite, că eu sunt un cu mai băiatul. ești un bătrân care spune că sunt ploșnițe, niște bătrâne, pe care tu le învinovățești că ce? Că nu mor. Asta e, că nici că nu mor, că supraviețuiesc. <laughs> singura lor vină că supraviețuiesc. Și pe de altă parte poți să înțelegi puțin, 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 pentru că ai un standard de viață, știi, și vezi cum se chină acolo, cum poluează mai degrabă decât să ofere ceva vieții. Standardul de uh, demnitate umană, cumva, este încălcată chiar viața, chiar bucuria de a trăi, văzând această manifestare a oribilului, a uretului. dar cine ești tu să setezi aceste standarde, știi? Adică e atât de stupid și... Dacă aș fi citit doar asta de la Cioran, credeam că este un om de nimic, un imens nesimțit. Când colo e hipersensibil. Era obsedat de el, că avea el deranjul ăla, că țipau alea pe acolo, dau radio tare. Să <laughs> omor niște bătrâne că dau radio tare. Din păcate sunt foarte aproape de această stare am trecut prin astfel de momente în care simțeam apoi că nu mai aparțin, adică nu recunoșteam persoana respectivă care reacționează așa. Mă enervează toate nimicurile, bătrânețea, te, irascibilitatea, boala cumva, îți mesteci obsesiile și devii un om neplăcut, chiar dacă era un tip sensibil, drăgălaș. Așa că să nu mai fim atât de răi cu oamenii, cu ieșirile lor. A avut și el o ieșire. Mă, normal, făceam praf acum pe ceva. Măi, cum să fie atât? Deci ultimul om. Nu, nu, nu. A avut și el o ieșire. Asta e. Mai greșim și noi. 21 ianuarie, sâmbătă. Azi dimineață, apropo de asta cu singurătate, că ce vă cite cu foiala, voiam să deschid clipul spunând că sunt ca un om într-o într-o navă spațială și vă dau așa mesajele. Deci eu nu m-am mai văzut cu nimeni de la ultimul clip făcut acum 3 zile și nu m-am mai văzut cu nimeni de la ultimul clip înaintea acestui clip și trecuse aproape, cred că am, aveam vreo trei săptămâni de când nu mai pusesem. Deci nu, nu, nu vă, n-a văzut, văzut să ceva de foc, să zic că, ei, și acum că am terminat să vă spun pe unde am fost. Absolut. Fusese <laughs> un vid așa între clipuri, trecuse o perioadă de timp și te-ai fi gândit că asta e care e o chestie ceva, deci, face ceva, absolut nimic cehovian total, stăteam acolo pe un balansoar sau Murphy, Samuel Beckett, te uiți așa cum trec nori. A, oh, Oblomov, nu mai zic ce să mai zic de Oblomov, că practic am dedicat acest canal lui Oblomov, de Goncharov. 21 ianuarie, când stăteau oamenii și de la atât a stătut, efectiv stătut, adică puți a stat încep, le, mija puțin, le mijau puțin, puțin ochii, de puțin lacrimile, a plictiseală dintre aia, a sație, sațietății din plictiseală. Deci eram hoitul absolut, societatea aia de mă, foști prinți care au de mâncare și nu trebuie să depună efort și stau acolo în societatea lor de oameni semi care se cred culti și mai dau un citat și era vidul acela, stăm acolo într-un cerc și ne uităm unii la alții și căscăm din când în când. Era un eveniment când căsca cineva. Acolo sunt, ăia sunt oamenii mei. Când le dau puțin lacrimile de vidul din viețile lor, atât sunt de vulgari. Ăsta sunt eu. N-am nicio treabă cu poezia, cum credeam o perioadă, am crezut că din profunzime sunt. Nu. Sunt un hoit. Asta e tot. Nu e niciun nicio enigmă, niciun miracol, nimic. Nu, niciun dubiu, vreau să zic, nu miracol. 21 ianuarie, sâmbătă. Azi dimineață, în loc să lucrez, m-am dus într-o librărie unde am scotocit mai bine de un ceas, fără nicio nevoie. Am răscolit niște cărți ce nu mă interesau deloc. Iar culmea e că știam că nu voi găsi nimic interesant. Totul ca să mă eschivez de la lucru. Sau mai exact, de la obligația de a, așez de a mă așeza la masa de lucru. Obiciul acesta de a amâna de pe o zi pe alta e o crimă contra mea însumi. După un ceas de scotoceală inutilă, eram amețit. Și m-am întors acasă cu un sentiment de rușine și silă pe care nu reușesc să-l alung un individ terminat, un mizerabil în toate sensurile cuvântului. Cum am ajuns aici? Mai mare decât decăderea mea e doar sentimentul acestei decăderi. Multă vreme am lucrat fix la chestia asta la cum mă raportez la propria mea decădere. Cred că e mult mai toxică raportarea mea. Decăderea în sine nu e, nu e o problemă. Unde sunt acum sunt ok. În schimb, ce nu e ok, cum, ra cum mă raportez la unde sunt și lipsa de recunoștință față de ce am Chiar și acum când am spus că eram un hoit, nu sunt un hoit de fapt, nu știu de unde îți vine automatismul acesta al ironiei, adică știu că tot dintr-un orgoliu și de cum ai vrea să fii și conflictul dintre cum e și cum ai vrea să fii, e complicat, e complicat. Și în același timp, e atât de complicat și pare că ai o fire complexă și că omul e nu știu cum... Și în același timp, câtă importanță inutilă ne dăm. Măi, cât de, cât de simplu e totul în același timp. Cât, cât, nu contezi. Cât nu contează nimic din ce gândești tu. Cât de vid e totul. Chiar această... Uh, sfârșiere. E o sfârșiere în gol. E penibilă, e, penibil, e ridicolă. N-ar trebui să mai avem, mă, nu știu, dacă am fi lucizi, n-ar trebui să, nu, ar trebui să ne rușinăm cu suferințele noastre. Oricât de breale ar fi, toate frământările noastre sunt rodul orgoliului, sunt nule, practic. Sute de zile n-am dormit că mă gândeam prost, că gândeam toxic și că mă credeam important. Asta e, că te pune în centrul a tot și toate. Mai mare decât decăderea mea e doar sentimentul acestei decăderi. Pe cine să fac vinovat de pasiunea mea pentru cărți? De nevoia de a mă cultiva, de setea de a învăța, de a acumula, de a ști, de a strânge nimicuri despre orice. Prefer pentru comoditate să pun aceste cusururi pe seama originilor mele ieșit dintr-un popor pentru care analfabetismul era realitatea dominantă, nu sunt oare, prin curiozitatea mea insațiabilă, un fenomen de reacție? Sau, mai curând, nu trebuie să plătesc pentru toți străbunii mei în ochii cărora exista o singură carte, cea numită de ei Cartea, adică Biblia? E în același timp plăcut și umilitor să mă gândesc că în urmă cu câteva generații, ai mei erau niște sălbatici, niște băștinași. Juridic vorbind, erau niște sclavi, obligați să nu știe nimic. Eu să mă simt obligat să știu totul, de aceea citesc orice, până într-acolo că nu mai am timp pentru propriile mele eluc elucubrații. Le neglijez ca să văd ce au spus ceilalți, consumul de cărți nu este egalat la mine decât de consumul de alimente. Într-adevăr, mi-e e foame permanent și nimic nu mă satură. Nici când mănânc, nici când citesc. Bulimia și abulia merg mână în mână. Trebuie să devor ca să simt că exist, ca să fiu. Îmi amintesc -am că în copilărie, uneori, mi se întâmpla să mănânc singur cât toată familia. Așadar, o veche nevoie de a mă liniști prin hrană, de a găsi certitudini printr-un act bestial, de a scăpa prin ceva precis, animalic, de ezitările, de vagul și indecizia în care trăiesc. Când văd un câine sau un porc repezindu-se la mâncare, îl înțeleg ca pe un frate. Și când mă gândesc că de luni de zile lecturile mele au drept temă principală renunțarea și că, dintre toate cărțile, le prefer pe cele de filozofie hindusă. X. Mereu cărtind, Mereu nemulțumit. Cineva a spus foarte bine despre el. Are pesimismul oamenilor mărânți. Asta se poate spune și despre mine. Am acel pesimism al omului mărunt. Doamne, cât de bun, cât de bun. Mereu cârtind, mereu nemulțumit. Cineva a spus foarte bine despre el. Are pesimismul oamenilor mărânți. Dacă spui asta într-o corporație, te-au dat afară imediat las-o, las-o pe Adina, care e pesimismul omului mărunt. Ce datorez cărților subver ce datorez cărților subversive, negatoare, acide? Fără ele n-aș mai fi în viață. Prin reacții la otrava lor, prin rezistență la forța lor nocivă, m-am întărit și m-am legat de ființă. Cărți tonice, de vreme ce au trezit în mine tot ce avea să le nege. Am citit aproape tot ce trebuie pentru a mă duce la fund. Dar tocmai de aceea am putut evita naufragil. Cu cât o carte e mai toxică, cu atât efectul ei asupra mea e mai tonic. Ce nu te omoară, te face mai puternic. La el aplicat aplicat în lecturi. Cu cât o carte e mai toxică, cu atât efectul ei asupra mea e mai tonic. Nu mă afirm decât prin ceea ce mă exclude. Sunt sigur că civilizația trebuie să dispară, Dar nu văd cu ce am putea să o înlocuim. Cam așa era la, Dumnezeu, la, la Nicio Dumnezeu. Dumnezeu a murit, dar nu știu ce să punem în loc. Foială, da, am zis asta, v-am zis să încep cu asta. Dar o să mai zic odată că e atât de bună. În primul rând, cum să zici foială, să faci o chestie din foială. Foială, iată boala mea. Nu pot sta locului. De îndată ce mă opresc, devin nervos. Mă apuc ca un tremur secret. Dacă rămân acasă, mă plictisesc, amorțesc. Mă trezesc, simt că trăiesc, mă distrez, numai când iau hotărârea să ies să fiu cu orice preț afară, să uit în mijlocul gloatei. Singur, mă copleșesc regretele, splendoarea defectelor mele, insuportabilă evidență a decăderii mele, prezentă, invadatoare, fascinantă. Din totdeauna, în voința mea s-a infiltrat un principiu nociv, o tară congenitală ce a marcat-o și a slăbit-o pentru vecie. Nu pot să vreau decât în afara timpului, iar de îndată ce mă închipui într-o lume în care ar fi suprimate însă și condițiile actului mă simt un Hercule. <laughs> în tinerețe mi s-a întâmplat să-mi petrec vacanța într-un sat din, din Carpați, nu departe de Sibiu, râul Sudului. Am amintesc de o dimineață, după o noapte albă, de plimbarea în micul cimitir năpădit de buruieni. Crucile, toate din lemn, abia se mai zăreau. Pe una din ele, niciun nume. Doar aceste cuvinte abia lezibile, aproape șterse și cu un scris extrem de stângaci. Viața-i speranță, moartea-i uitare. Deci pe o cruce fără niciun nume scrie asta. Viața speranță, moartea uitare. Așa o să punem și titlul acestui clip. Vă vedea seama că nimeni pe YouTube, nimeni în istoria omenirii pe YouTube, nimeni în univers, în cosmos, nimeni în cosmos, n-a pus titlul unui clip cu ce scria pe o cruce fără nume. Viața speranță, moartea uitare. Suntem la apogeul poeziei aici. Mai da, suntem la apogeul poeziei, dar ce păcat că nu mai are nicio valoare poezia, adică am ajuns la apogeul poeziei tocmai pentru că toată lumea e moartă aproape. E ușor să fii poetazi când nimeni nu mai simte nimic. Au trecut de atunci mai bine de 30 de ani, dar tulburarea pe care a iscat o în mine acel epitaf este la fel de vie ca în clipa aceea. Francezii au toate defectele, în afară de unul. Nu sunt servili. Au demonstrat-o suficient în timpul ocupației. N-am văzut niciun francez care, pe stradă sau în altă parte, să se fie umilit în fața ocupantului ori să fi plecat capul. Colaborarea cu totul altceva. Colaboratorii s-au vândut, ceea ce nu e același lucru. Sub acest aspect, francezii au o certă superioritate față de nemți, care, când sunt învinși, devin umili. Însă chiar și fără înfrângere, germanii fac mereu sluji în fața unui șef ierarhic. Disciplina lor are la bază lașitatea civilă, nu acceptarea ordinului. Să ne gândim la raporturile dintre profesori și studenți în universități. Cordialitatea, adevărată sau falsă, ascunde o relație ca de la Dumnezeu la simpli muritori. În perioada când am trecut pe acolo, prin pomenitele universități, îmi amintesc că m-a îngrețoșat aerul tâmp al acelor blonzi spălăciți, mereu un extaz în fața profesorului. Nu vine să cred că a fost o vreme când nația aceasta mi-a inspirat o adevărată idolatrie. Entuziasmul meu s-a stins de mult. <laughs> Îl admirase pe Hitler într-un articol. Îi plăcea frenizia aceea de pe străzi. Era un copil. Mi-l reproșez însă și acum, acuzându-mă de orbire și stupiditate. Ceea ce m-a fascinat la acești foști germani a fost probabil faptul că nu aveam cu ei nimic în comun. Drama oricărei neasemănări esențiale, a oricărei atracții din cauza unei incompatibilități profunde. Întotdeauna, spre nefericirea mea, am căutat în ceilalți ceea ce nu găseam în mine, în loc să mă limitez la slăbici slăbiciunile mele și să mă mulțumesc cu ele. Mi-a plăcut atât de mult să mă mulțumesc cu slăbiciunile mele. În fiecare zi mă întreb dacă sunt un înțelept sau un bolnav mental. singurul subiect pe care îl înțeleg perfect e cel al riscurilor libertății și al primejdiei la care aceasta expune talentele. Și cred că face referire la faptul că atunci când ești liber poți să cazi într-o mediocritate fără pereche, așa cum mi s-a și întâmplat. Că nu mai, nu mai ai motivație de a-ți șlefui talentele, pentru că ai de toate, nu ai niciun obstacol, chiar și când scrii, chiar și când erau oameni cenzurați. Asta le sporea spiritual, dificultățile sporesc spiritul pe când lejeritatea, strugurul la îndemână, strugurele la îndemână, te duce la blazarea aceea de împărat și de vii grețos, vulgar, mediocru, inert, spiritual. Eu primești din... Nu, nu toți oamenii sunt făcuți pentru libertate, mulți se ratează, având practic posibilitatea de a face orice cu ei. Ai nevoie de o structură, să te angrenezi în viață, în ceva, să fie acolo, alături de alții. Izolare și libertate în acea izolare duce de cele mai multe, ori, de cele mai multe ori la ratare sau la nebunie. Singurul subiect pe care îl înțeleg perfect e cel al riscurilor libertății și al primejdiei la care aceasta expune talentele. Eram cu toții încarpați. Nepotul meu avea vreo 3-4 ani. Într-o după amiază, cum treceau niște nori uriași, ne cheamă. Veniți să vedeți. Cerul a plecat tot ce s-a spus mai frumos. Veniți să vedeți, cerul a plecat. O minunăție. Singurul om adevărat este țăranul. Ar trebui să spun era, căci practic a dispărut ca tip uman, cel puțin în civilizațiile industriale. Să faci mereu același lucru, să reîncepi în fiecare an aceeași viață, ca animalele, păsările, insectele, iată secretul adevăratei existențe. Monotonia în natură, iar nu în uzină, monotonia în natură, iar nu în uzină, la asta ar fi trebuit să rămână omul, dacă ar fi acționat în propriul său interes. Într-adevăr, cum spun mereu grecii, filozofii greci, să trăiești în acord cu natura, cam asta ar fi, în monotonia natură, cam aici ar fi. Și am părăsit asta ca să ce? Ca să avem telefoane mobile, ca să nu vorbim cu oamenii, ca să fim mai izolați ca oricând. Adică, ce am primit cu adevărat? E luxul ăsta, așa de suprafață, cumva, dar în ceea ce mi se pare esențial, cred că suntem pe minus cu mult. Totodată, parcă n-aș fi vrut ce să facem, să rămânem acum un miliard de ani să stăm pe câmpii și să colegem chestii. Adică, cumva suntem meniți prăbușirii dacă a evolua înseamnă a te prăbuși eventual. Sau cel puțin să depășim că, până la urmă. Îți depășești propria condiție, adică clar nu va mai fi omul așa cum știm. Deja nu mai e. Deja el însuși se tot uh, modifică cu ajutorul medicinei, cu, cu complicitatea medicilor. Deja suntem împotriva naturii. Clar nu va mai fi omul așa cum știm. Peste 1000 mie de ani suntem gata. Ce? Nici atât. Deci suntem o treaptă spre altceva. Nu se știe dacă va fi bine, dacă va fi rău. Prea ne considerăm importanți, că trebuie să fie omul să domine el cât timpul va fi timpul să fie și omul nu, nu suntem atât de importanți doar că da, pare că ne-am risipit ocazia asta de a fi ceva ca să ce, ca să vorbim azi de bărbați gravizi, ce înfrângere aveam potențial și noi și ne-am risipit aia sunt dezamăgit de om <laughs> eu fiind unul din oameni Ceea ce numim instinct creator nu e decât o pervertire a naturii umane. Nu ca să inovăm am fost lăsați pe lume, ci ca să trăim cât de frumos. Pe timp ce trece, dar totodată face parte din frumusețea vieții și uh, sacrificarea vieții individului pentru inovație, pentru uh, viața mai bună a celorlalți. Dar vezi că mulți au crezut că va fi mai bine pentru ceilalți, dar multe invenții ne-au nenorocit, de fapt pe timp ce trece, mi-e tot mai silă de vorbărie. Ori literatura, cu excepția celor mari, e vorbărie și nimic altceva. Câte din cărțile pe care le citesc sau frunzăresc n-au nicio greutate? Nu ne bucurăm de sănătate. Nimeni nu e conștient că e sănătos. Pe când cea mai ușoară indispoziție ne zdruncine în inconștiența naturală. Boala e cea mai mare invenție a vieții. 11 februarie, prins cu români, pileală cruntă. Am băut aproape o sticlă de vin de Bordeaux, neputință de a menține controlul asupra creierului. Am bătut câmpii ceasuri în șir. Ce stupid totul. Geniu pustiu. Iată cheia țării mele. Cât de frumos. Geniu pustiu. Eminescu. Tratatul, tratat de descompunere, tratatul a apărut în format de buzunar. După asta nu mai rămâne decât să mă arunc într-un canal. Mai aveau undeva că... Acum va fi citit de... de va fi răsfăuit sau nu? Zice citit totuși. Va fi citit de toți stâmpiții. Românii, în contact cu noi, totul a devenit frivol. Până și evrei noștri. I-am sterilizat. I-am făcut să-și piardă geniul. Mai ales geniul religios. Nu avem rabini miraculoși. Nu avem hasidism. Scepticismul visceral al neamului nostru le-a fost fatal. Șederea printre noi le-a fost mai nefastă decât o asimilare. I-am făcut aproape la fel de superficial ca noi. Încă puțin și am fi asimilat pe deplin. Oh, dacă aș avea un minimum de convingeri ca să pot lupta pentru sau contra unui lucru, dacă aș avea un minimum de convingeri ca să pot lupta pe pentru sau contra unui lucru, eu însă mi-am bloguit, mi-am secătuit, mi-am golit convingerile, una câte una și toate deodată. O, oh, cum să nu-l iubești mai? Ești de o mie de ori mai fericit în societatea unui fanfaron decât în cea a unui voicăreț, el fiind un mare voicăreț. Mi-e groază de cei care se vaită mereu, cu sau fără motiv. În schimb, ce plăcere să petreci o oră cu un gascon. Mi-a plăcut atât de mult cum sună. Ce plăcere să petreci o oră cu un gascon. Un gascon. Iată, în fine, un ins ce trebuie să facă un... Iată, în fine, un ins ce trebuie să facă un efort pentru a fi dezamăgit. Superb cunosc pe unul care, dat afară din slujbă din cauza tuberculozei, mi-a anunțat vestea ca pe un triumf. <laughs> Între un gascon și Don Quixote, distanța este minimă. <sighs> Știți faza aceea cu Cioran care îi spune lui Petrețuțea că ai ceva din Dumnezeu și Don quijote și Petrețuțea vine a doua zi dimineața, îi bate la ușă, treaba aia cu Don quijote nu mi-a plăcut. <laughs> Dacă Germania au excelat în metafizică, e pentru că, din toate popoarele, al lor e cel mai lipsit de bun simț. Ar trebui să invocăm în fiecare zi un, un, alt zeu, ca să putem înfrunta acea teamă ce se înnoiește la capătul fiecarei nopți. Cât de frumos! Teamă ce se înnoiește la capătul fiecarei nopți. Joyce și Wittgenstein. Am citit în biografiile lor, îl apreciau un mod deosebit pe Tolstoi și mai ales povestioara lui, cât pământ îi trebuie unui om. Wittgenstein aprecia foarte mult și Evanghelia pe scurt a lui Tolstoi. Cred că spune că i-a salvat viața. Sau nu pot să exprim în cuvinte ce importanță a avut pentru viața mea la acea vreme, acea carte. Sau într-o vreme acea carte, nu mai știu exact cum formulează. Uh... Niciodată nu trebuie să scrii aici tot ce vă spun de acum înainte, câteva minute, aici este un imens mesaj pentru scriitori. Sunt lecții pentru cei care vor să scrie. Niciodată nu trebuie să scrii pentru a face o carte. Adică nu trebuie să scrii cu ideea de a te adresa celorlalți. Trebuie să scrii pentru tine însuți. Atâta tot. Ceilalți nu contează. Un gând nu trebuie să se adreseze decât celui care îl concepe. E condiția indispensabilă pentru ca ceilalți să-l poată asimila cu folos. Să-și îl însușească într-adevăr. Obsesia operei pe care ar trebui să o creezi, să o lași după tine, îmi pare din ce în ce mai puerilă. Trebuie să fii cineva, opera e secundară. O superstiție în fond destul de recentă. Civilizațiile orale erau cu mult superioare ale noastre. În fapt, până și antichitatea avea prejudecata scrisului. Trebuie să coborâm la Homer ca să găsim o lume ce mai trăia în adevăr. Minunat, minunat. Groază. frica de carte în universul rural. de Ciotori, care își scria la țară în Oltenia amintirile din copilărie, îi spune într-o zi vecinului, un anume Coman, că în carte va fi vorba și despre el. Iar Coman îi răspunde: Oi, avea o multe păcate, dar nu credeam că sunt atât de netrebnic ca să fiu băgat într-o carte. <laughs> Era suspicios. Cred că își bate joc de el. Că e un personaj așa de roman, colorat. Am un dispreț total pentru scriitorii care se pretind și se cred blestemați, dar se pricep de minune să-și vadă de afaceri. Cu tare face pe solitarul, dar nu lipsește din reviste. Le face curte celor tineri și nu scapă nicio ocazie ca să vorbească despre sine. Totul cu un aer în aparență distant. În realitate, cu cea mai mare dorință de a fi pretutindeni prezent. Orice scritor e detestabil ca scriitor. Poate ar trebui generalizat. E detestabil oricine trudește, într-un fel sau altul, la o operă. Orice un care vânează laude sau numai aprobarea celorlalți dovedește că nu e destul de orgolios. Culmea mizeriei. Astăzi poeții scriu despre poezie, romancierii despre roman, criticii despre critică, filozofii despre filozofie, misticii despre mistică. Singurul obiect al unei activități e chiar activitatea respectivă. Meseria s-a substituit realului, procedeul trăirii. Peste tot, un deficit de originar, de trăit, aș adăuga, de autentic. Refle reflexia are întâietate absolută. Nicăieri sentimentul nu mai are căutare. Parcă n-ar mai fi nimic de simțit. Oamenii se împart în două categorii. Cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care l-au găsit fără să-l caute. Dar cei care l-au găsit fără să-l caute sunt conștienți că au găsit sensul vieții? Cred că au și ei micul blestem. Cei care îl căutăm tocmai pentru că îl căutam, nu-l găsim, dar cred că nici cei care l-au găsit fără să-l caute nu știu că la sensul vieții. Îl trăiesc așa, dar nu sunt cu adevărat conștienți. Poate că nu se bucură la fel de mult cu viața neexaminată, care nu merită trăită, spune Platon. Merită trăită. Ba, poate că aceea, doar aceea merită trăită. Tot restul e un chin. Uh. Bolnavii sunt de o cruzime implacabilă. Bolnavii sunt de o cruzime implacabilă. Nu le milă de nimeni. E un adevăr ce comportă excepții. E un exemplu tipic de semi adevăr. <laughs> da, cred în asta. Bolnavii sunt de o cruzime implacabilă. Nu le milă de nimeni. Ba chiar au nevoie să-și descarce nedreptatea care li s-a făcut prin boala pe care o au. În afară, văzând oameni care râd, sunt indispuși. Adică, n-ai cum să nu te simți nedreptățit, știi? Uite ceilalți. Cumva e vina lor că tu te afli în situația asta. Că în energia universală tu compensezi pentru bucuria lor, cumva. Trebuie ca tu să suferi, ca ei să râdă. Boala care a crește sufletul. O boală acrește sufletul. Foarte puțin sunt aceia care au acea mărinimie prin care pot să îndulcească propria lor agonie și nu se lasă uh, acriți de boală. Înrăiți, înrăiți, nu mai potrivit. Când te, te irită orice, ajungi să Îți ieși din minți că vezi o reclamă publicitară, încep să înjuri oamenii din acea reclamă. Din nimic, din nimic. Înjuri un, un câine. Pentru că latră. Un grup de studenți. Adică, pentru că. Înjuri un câine pentru că e el însuși. Asta. Îi cer să nu mai latre, să nu fie câine. Un grup de studenți mă invite să țin o conferință. Le răspund că mă pierd înaintea chipului omenesc. Să vorbesc în public mi se pare de neconceput. De altfel, sunt absolut incapabil. E vorba de o incapacitate morbidă. Când sunt în fața mai multor oameni, chiar și, chiar și cunoscuți, într-un salon, nu pot să mai articulez. Mă simt ca un animal fără darul vorbirii. Legat dintr-o dată de universul de dinaintea cuvântului. M-am gândit adesea la La Rochefort. A refuzat m-am gândit adesea că la Roche Foucault a refuzat să intre în Academie de frica discursului de rigoare. <laughs> Ca să nu ține discursul. Cât de bun, cât de bun. Mai bine nu mai scrii deloc decât să scrii o carte oarecare. Evită cu orice preț să te repeți. Nu te lăsa prins de propriul tău joc. Nimic nu e mai rău decât automatismul, mai ales în gândire. Și acum fiți atenți să nu te complaci în comoditatea lui nu asta îmi reproșez și mie celui din trecut și puțin și celui de azi, dar în general pesimiștilor mărunți care se complac acolo și uh, fac o poezie cumva din nihilismul lor și ce interesant e el că spune nu. Hai să spunem și da, hai să vedem și daul din lucruri și din viață. E de necrezut că de aproape mă simt de un Laraș Foucault. Cred că motivul e o identică și maladivă inaptitudine pentru iluzie. Minunat. Să nu scrii nimic ce nu e smuls din propria sfință. Să nu scrii nimic cu, cu gândul la operă, ci la adevăr. Ești cu atât mai avansat în viața spirituală, cu cât ceea ce fac ceilalți ți se pare mai inutil. Asta nu are nimic de a face cu reacția egoistului, care s-ar putea exprima astfel. Numesc inutil tot ce fac ceilalți. Întotdeauna am vrut să fiu singur sau chiar unic, dar niciodată în fruntea altora. Am repugnă total să poruncesc să exercit o autoritate, fie și spirituală. Aș prefera să fiu orice decât un zeu. Uresc orice formă de consacrare, îndeoseb cea supremă, fie și numai ideea ei mă scoate din fire. Nu-mi place decât retragerea în umbră, cu orgoliul pe care îl implică. Să fiu cineva fără ca lumea să știe. Aspir la asta prin fire, mai mult decât prin calcul sau ideal. Să fiu cineva fără ca lumea să știe. Ce frumos! Să te realizezi doar în ochii lui Dumnezeu. Așa adăuga eu. Un om nu poate deveni mai bun decât dacă, printr-un accident, ajunge să-și pierde ambițiile. Și aici m-am gândit dacă nu cumva pot să fi un om bun și ambițios totodată. Și dacă mai ești bun atunci când ești bun pentru că ți-ai pierdut ambițiile, cum e cu virtutea, mai ești virtuos dacă tu nu mai ai vitalitate în tine. Și oricum, ești și loial și toate chestiile bune, știi? Când descade vitalitatea, un cadavru e impecabil moral. Aia nu cred că mai e virtute. cum Atunci când nu depui niciun efort să fii bună, nu știu, adică văd bunătatea care poate să meargă și mână în mână cu ambiția și cred că atunci e când e amestecată cu ambiție, nu lipsa de ambiție, lipsa de dorință de viață într-un fel și ești bun așa cu oamenii, solidar că nu-ți pasă din inerție, știi? Mai degrabă vreau din, dintr-un prea plin să vină acea bunătate, acea limpezime a chipului, bucuria de a trăi, să fie pe chipul tău și să oferi, să fii bun pentru că ești deja bun, ești deja luminos la un tric, nu din întunericul acela și sunt atât de lipsit de speranță încât sunt solidar așa cu ceilalți, e o bunătate dintre asta așa, cumva eu spre bunătatea asta sunt, eu nu am acea vlagă în mine spre care aș vrea să vin iubirea aceea de viață să fi bun cu oameni și să fii săritor, să fi. Eu le ofer așa, luați, că oricum, că oricum nu contează nimic, vă ajut, că oricum nu contează. Am principiile alea dintr-un mic, mic, mic orgoliu. la propriu mic, adică e mărunt așa. Orgoliu de om mărunt. Orgoliu imens de om mărunt. Un om nu poate deveni mai bun decât dacă, printr-un accident, ajunge să-și piardă ambițiile. Cred că nu devii bun. Dar rămâne la părerea că aia nu e bunătate. Când ești bun pentru că ți-ai pierdut ambițiile. Nu cred că e bunătatea aceea. Disperarea îmi vine aproape exclusiv, la, aproape exclusiv de la abulia mea, aflată în contradicție cu o exigență morală ascunsă în mine și care dă -i nu -i acolo în ciuda convingerilor mele atât de apropiate de universul abulicilor. Am, mai mult sau mai puțin inconștient, nostalgia a acțiunii, a eficacității, a făptuirii, lucruri pe care le disprețuiesc în teorie. Dar teoriile noastre n-au nimic de a face cu realitățile noastre profunde. Suntem superstițioși? Nu, sunt superstițios până la ridicol. Nu am intrat pe deplin în jocul civilizației. Prin ceea ce e adevărat în mine, aparțin lumii de dinaintea conceptului, de dinaintea fandoselilor, fandoselilor rațiunii. Mi-a plăcut mult. Fandoselilor rațiunii. Din momentul în care te simți absolut singur, tot ce trăiești ține mai mult sau mai puțin de religie. 14 martie. Azi dimineața m-am sculat cu gândul de a lucra. După patru cești de cafea foarte tari... Ma, după patru cești de cafea... Nu, era după patru cești de ceai foarte tare, mă așez la masa de lucru. Primesc un telefon, apoi încă unul. Apoi o invitație la prânz în ultimul moment. Nu pot să refuz, din mai multe motive. Revin acasă pe la ora 17. Somn, indispoziție, plictiseală. Mă gândesc să mă culc de vreme. Cină cu niște prieteni, hotărâtă în ultimul moment. Toate aceste atentate sunt comise prin telefon. Acest instrument diabolic de care nu izbutească să mă lepăd. <sus> Omul, fiind un animal bolnăvicios, cel mai neînsemnat gest al lui are valoare de simptom. Aici este muzica absolută. Măgarul îmi pare un cal tradus în olandeză. Lichtenberg. 12 aprilie. Un hasid, discipul lui Baal Shem, a mărturisit că intenționase să publice o carte, dacă ar fi fost sigur că n-are alt scop decât bucuria creatorului său. Cum însă avea îndoieli, a renunțat. 17 aprilie. Terminat articolul pentru NRF Paleontologie. Divagații despre muzeu. Ca întotdeauna când termin un text, ușurare la început, apoi îndoială. Am petrecut o lună întreagă, ba chiar mai multe, meditând la schelet și cadavru. Rezultat, abia 15 pagini. Subiectul, cei drept, nu îndemna la prolixitate. Boală reală sau imaginară. Pentru mine e tot una. Vreau să spun că întotdeauna mă doare ceva. Că am conștiința dureroasă a neputinței mele de a fi sănătos. Nu atât trupul, cât ființa mă doare. 24 aprilie, duminică după amiază, ies la plimbare, plictiseală de moarte. Apoi, hai că el telefonează și apoi se plânge că are ieșiri. Plictiseală de moarte. Telefonez unor prieteni care mă invită la ei. <laughs> Accept. Abia am acceptat că plictisarea crește, devine angoasă și febră. Ce n-aș fi dat să rămân singur, ca să-mi mistui starea? Imposibil. Nu puteam să nu merg. Și, câteva ceasuri, am trâncănit de una și de alta. Acum remușcarea a venit să ia locul plictisului. Cum mai stric totul? Deci tu telefonezi să spui că te plictisești. Că ești singur, nu știu ce, omul respectiv te invită undeva, tu accepti și apoi te plângi că ai acceptat. oh, telefonul, acest blestem de care nu mă lepăd. Toată lumea mă cheamă și zice, păi, dar de ce ai spus mâine? De ce ai telefonat? Stai în bancă, da. Cauți întâlnirile și apoi le regreți. Și dai vina pe, care cei, pe care, dai vina pe cei care te invită. Cum era vorbă veche cu românul, cu firea ciudată a românului, că dacă, le, dacă nu-l inviți, se supără, dar dacă îl inviți, nu vine. <laughs> nu mai știu unde găsisem asta. E vorba așa din poporta, cât de adevărată. Dacă nu îl inviți, se supără, dar dacă îl inviți, nu vine. <laughs> Una din ultimele dispoziții testamentare ale lui Schopenhauer e următoarea. Cuprins de indignare din cauza rușinoasei mutilări la care mii de scriitori fără minte să pun limba germană, mă văd silit să fac următoarea declarație, spune Schopenhauer. Blestemat fi omul care, în viitoarele ediții ale operei mele, va schimba ceva cu bună știință, o frază sau numai un cuvânt, o silabă, o literă, un semn de punctuație. Cine l-a făcut să vorbească așa? Filozoful sau scriitorul din el? Mai curând amândoi deodată, ceea ce e o combinație extrem de rară. Un Hegel n-ar fi proferat asemenea blestem și niciun alt filozof de mare clasă, cu excepția lui Platon, Să-ți fie frică de propria umbră. Păi cum să nu-ți fie? Am 55 de ani și e prima oară în viață când realizez că am eu o umbră. Și că nu eu o proiectez pe ea, ci ea mă proiectează pe mine. Cu vârsta îmi pierd tot mai mult gustul pentru paradox. Mă interesează adevărul, nu expresia pentru sine. Să fugim de strălucire ca de ciumă. Crize, crizele de melancolie, mă împiedică să am o regulă de conduită în ordine spirituală. Trec de la o stare la alta, fără niciun folos. <laughs> Trec de la o stare la alta fără niciun folos. Minunat. Metaphysics is the finding of bad reasons for what we believe on instinct. F. H. Bradley Metafizica e căutarea unor false motive pentru a justifica ceea ce credem instinctiv. Nu aș zice false motive, motive greșite mai degrabă. Of bad reasons. 2 oh. mai dispoziție cum nu se poate mai sumbră. am întâlnit o mamă necăsătorită sub chiriașă într-o odăiță cu un sugaci de șapte luni și un băiețel de trei ani nici gaz, nici posibilități de încălzire și apoi imediat după, incredibil și aici este natura umană și suntem toți imediat după sub cerul de vară grădina Luxemburg, plină de lume idei de sinucidere nu știu de ce mai lungesc în mijlocul acestei gloate. Din nou, tentația deșertului. Iar și revenim la. Mai ar trebui să ne fie rușine de fiecare dată când avem astfel de gânduri. Când ne considerăm plestemați, când suferim spiritual sau în abstract, așa, sau existențial. Și în, în același timp sunt reale acele sentimente. N-ai cum să le. Uh, să le negi, că le simți. Dar ce rușine, mai cât de nerușinat suntem. Adevăratele probleme acolo sunt, uite, doar ce ai spus. Acea mamă, ea, ce să mai. Mă... ea nici nu are timp să fie tristă dezolarea e atât de puternică încât nici nu mai poate fi conștientă de ea. Și tu că ești într-o grădină și ai tu gândurile tale de poet, dar și în același timp chiar și e, că ai acea hipersensibilitate și chiar și simți. Nu fac poezie când spun că mă gândesc la nea aproape în fiecare secundă. Și în același timp e atât de nul că, că, ce, că te gândești tu la ce mă? Tu te mă băiatule la muncă, despre ce vorbești? Tu ești în paradis aici, despre ce vorbești tu? Ce, care e problema ta? Nu ți e rușine? Asta e că nu ți e rușine. Toate problemele noastre sunt că suntem neruși, sunt de la, vin de la faptul că suntem nerușinați. Olgolioși, nerușinați și megalomani. Asta e. Aici e problema omului. Punem prea mult accent pe noi înșine. Sunt uimit de resursele mele de tristețe. De unde pot să provină? Sunt pur și simplu inepuizabile. Ce progres spiritual aș putea să fac cu această povară în sânge? Când vorbesc de izbăvire, nu fac literatură. Răspund unei chemări țeșnite din mintea și fiziologia mea, din tot ce am mai bun și mai rău, din tot ce e religios în deznădejdea mea. Singurul mit la care ader, fără rezerve, e cel al paradisului pierdut. Încheiem cu paradisul pierdut. Sper că ți-a plăcut acest clip și dacă își dorești să poți să continui să fac aceste clipuri și să faci ceva cu ceea ce fac, susține-mă cu 15 lei pe patreon.com slash Mulțumesc!